Bine, în primul rând, vreau să vin cu un mesaj către toți chișinăuienii. Stimați prieteni, haideți astăzi să ieșim cu toții la vot și să votăm pentru un viitor mai bun pentru Chișinău. Lăsăm într-o parte emoțiile și cântărim foarte bine ce a fost în ultimii ani și eu cred că toți vom conștientiza că trebuie să schimbăm lucrurile în Chișinău. Și astăzi avem posibilitatea să facem această schimbare. Dacă vom sta acasă, dacă vom fi indiferenți, atunci haosul din Chișinău cu regret ar putea să continue. Dacă vom ieși masiv la vot, atunci începând cu ziua de mâine se începe o filă nouă în istoria municipiului Chișinău. O filă care, vreau să vă spun că de ce nu, ar putea să repete una dintre cele mai bune file de istorie a Chișinăului, mă refer la Carl Schmidt. Eu sunt fer convins că următorul primar, în caz dacă va fi altul decât cel care a fost în ultimii ani, va fi la fel de bun pentru chișinăuieni ca și renumitul, spun și cel mai bun primar de Chișinău, Carl Schmidt. Totuși, pentru ce ați votat, să ne spuneți în două cuvinte? Am votat pentru, în primul rând, pentru Chișinău, pentru chișinăuieni, pentru copiii mei care trebuie să locuiască și vor locui într-un Chișinău mai luminos, mai bun, pentru un Chișinău cu drumuri mai bune, nu care se strică peste noapte, pentru Chișinău unde sunt trotuare și mamele cu copii pot să meargă cu căruciorul cu copii, pentru un Chișinău care merită să fie una dintre cele mai bune capitale, atât europene cât și din CSI, și din Est, și din Vest. Și cred că acest lucru se va întâmpla. Mulțumesc.